Cu aproape toate localitățile de lângă București aflate în carantină, se ridică o întrebare. În ce condiții pot veni elevii din județul Ilfov la școli în capitală? Pentru că sunt mulți care învață în București. Este o întrebare la care acum cu 12 ore înainte autoritățile nu au un răspuns pentru noi, iar părinților nu rămâne decât să se frământe. Și încercăm să aflăm acest răspuns de la Ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim că sunteți cu noi. Așadar, ce fac elevii din Ilfov care învață în București în aceste condiții? Deci, în primul rând, fără să îndepășesc limitele de competență, din câte cunosc eu, există o serie de motive pentru care se poate ieși din zonele carantinate. Printre aceste motive se regăsește, spre exemplu, mersul la cumpărături. Eu nu văd, ca ministru al educației și ca profesor cu 30 de ani de catedră, de ce ar fi mai important mersul la cumpărături decât a merge la o simulare pentru bacalaureat, examen determinat pentru viitorul oricărui tânăr. Sunt convins că autoritățile competente analizează această situație și vor genera în timp util un răspuns. Mai apoi, aș vrea să vă spun, ați vorbit de județul Ilfov. În județul Ilfov există un număr de 1500 de elevi de clasa 12 și a 13. 1500 de elevi. În București, numărul elevilor de clasa 12 și a 13 este de circa 15.000. Mă rog, 16.240 mai exact. Situația pe care o amintiți dumneavoastră vizează la nivel național un număr între 200 și 300 de elevi care locuiesc în zone carantinate, care sunt clasa 12 sau clasa 13 și care ar putea să meargă să susțină examenul de simulare pentru bacalaureat, deoarece școlile în care se organizează aceste simulări nu sunt în carantină. Deci sunt convins că se analizează situația și pentru cei câteva sute de elevi care au poate cel mai important examen din viața lor, se va putea găsi o soluție care va fi anunțată oficial de către cei în măsură să facă acest anunț. Da. Mai avem o situație la Timișoara, acolo unde elevii rămân acasă, adică toate cursurile se fac online, indiferent că vorbim despre copii de grădiniță, elevi din clasele primare sau cei din ani terminali, deși orașul a ieșit cumva din carantină. Da. Educația se derulează sub incidența ordinii comun Ministrului Educației, Ministrul Sănătății, care spune că peste pragul de infectare de 6 la 1000, activitățile didactice intră în online. În Timișoara se regăsesc un număr de 37 de licee care, din păcate, nu vor putea organiza nici simulările pentru bacalaureat în această perioadă. La nivel național, numărul liceelor care nu vor putea organiza simularea pentru examenul de bacalaureat este de 78. Este vorba de un număr de circa 7500 de elevi în cele 78 de licee care nu vor putea organiza simulare. Tocmai de aceea am emis un ordin de ministru de completare care să dea posibilitatea organizării simulării pentru bacalaureat și în aceste 78 de licee care nu organizează acum, în măsura în care vor ieși din carantină sau vor coborî sub pragul de 6 la 1000 rată de infectare, dar nu mai târziu de data de 15 mai, care este în apropierea examenului propriu-zis.